Acum aș vrea să aplicăm călăuzirea aceasta la viața de familie. Eu când am făcut un studiu cu călăuzire, am vorbit în domeniul privat și mult de vorbit. Călăuzirea Duhului Sfânt în viața de familie și în al treilea rând în biserică. Dar la viața de familie aș vrea să vorbesc de călăuzirea Duhului Sfânt în alegerea partenerului de viață. Îi interesa cineva? Alea măritate spunea să-i mână jos și însurați. Voi ați plăcut, e gata. Dar ăștia lanți, știți că mie îmi plac întâlnirile astea. Și noi le facem întâlniri, le spunem, măi, eu când eram cavaler, era o lege aspră pusă la noi. Băiețe n-au voie să vorbească cu fetele. Asta era legea, au pus-o bătrânii. Și eu mă gândeam, mă, de ăștia atât s-au însurat, băi, cum s-au însurat ei fără să grăiască niciodată cu fetele? Dar așa de tare ne temeam de frații noștri, că frații spuneau, măi, fetele, ele tăte vor măritate, cere mai mult. O, dar lasă-o tă, dacă nu vrea. Și în moment când un băiat îi face un compliment și îți bagă o leacă în sufletul ei, e deja trage nădejde, se înferipă acolo un sentiment. În momentul când întorc spatele, ea rabdă, ea suferă, ea o crezut ceva și nu e așa. Și spunea frață, băi, nu răniți sentimentele lor, nu vă jucă, nu vă jucați cu ele. Și eu cu soția mea, ea a făcut curățenie la o soră lângă mine și a apucat-o noaptea și sora mea mai mare cu 10 ani ca mine a spus, Dragoș, du-te două pe zâniga acasă că se teme. Și eu am luat și m-am dus, 100 și ceva de metri, n-am vorbit nimic, dar după aceea trebuia să vorbesc. Și primul lucru care mi-a spus, măi, eu te duc acasă, dar nu vorbesc cu tine. Ca să știi, să nu-și facă el o părere. Ei, după aia am vorbit, după aia ne-am căsătorit. Și odată venim de la lucru, am avut după 25 ani de căsnicie. Și am spus, băi, dă ceva să mănânc, mă duc până în câmp să posesc. Ea, mânioasă, dar ai spus că nu vorbești cu mine. Când ți-am spus că nu vorbesc? Când m-ai dus acasă? Băi, tu umbli după năluci, băi. S-aduce aminte de acum 30 de ani. Dar așa era la noi. Și eu atunci, în adunare, am organizat întâlniri ca așa astea. Băi, la mor, nu-i voi. E voi la mor? Dar noi este un frate foarte conservator. Și au venit și ne-au ajutat în stăruință la Duhul Sfânt, o trinsie. Și o strânca și Domnul botezat. Și acum îi spunea, copii, dacă Domnul v-a botezat cu Duhul Sfânt, ungerea vă învață? Și ce vă învață ungerea? Ungerea vă învață că nu mai aveți voie la mor. Băgați de seamă că eu merg des pe acolo. Și dacă vă văd pe unul, cu mine aveți de lucru. Și cât era din sobră întâlnirea, ăștia au început a râde. Și el și-o dat seama, că mă mai cheamă câte un frate și îmi dă câte o mâncare. Nu i-a spus mâini, măi, la mol nu-i voie, la patinoar nu-i voie, la film nu-i voie, pe stadion nu-i voie. Dar eu n-am fost de acord ca băieți să se nu se întâlnească cu fetele. Și le-am făcut întâlniri în adunare. Din 10 adunări mari, am făcut o întâlnire la noi în sat. Timp de rugăciune, timp de învățătură, într-o sâmbătă, de la 9 până la 4 după amiază. Am făcut o zi prelungită așa și le-am dat eu două ceasuri, dar nu le-am făcut masă, că erau sute. Le-am dat stixuri de astea ca să nu sunt grașul, știi? Le-am dat câte biscuiți, fetele, câte un ceai. După aia am băgat în adunare și iar. Și la urmă am tras eu concluzia, măi, v-a plăcut? Da. Care parte v-a plăcut cel mai mult? O să pauză. Acum n-aș vrea să vă dau vouă idei. Schimbați telefoane și altele. Noi revenim la călăuzirea Duhului Sfânt, da? Călăuzirea Duhului Sfânt vă interesează în alegerea partenerului de viață. În primul rând trebuie să aveți smerenia ca să acceptați călăuzirea Duhului Sfânt. Trebuie să aveți smerenia necesară, spui Duhul Sfânt, învață-mă tu ce trebuie să fac. Trebuie să aveți o relație bună cu Dumnezeu, să acceptați sfatul lui Dumnezeu. Eu când am vorbit de sfatul Domnului, am spus pentru ce ne trebuie sfatul Domnului. Nu numai ca informație,
Numai ca o curiozitate. Pe mine mă interesează voia lui Dumnezeu ca să o împlinesc. Pentru că unii merg la proroci, cer sfatul Domnului, unii merg la visători, unii pun semne. Și când Domnul le vorbește, ei nu ascultă, că nu le convine. Apropo și cu prorociile astea, vine Pavel în Tesalonic și spune unii care n-au primit cuvântul adevărului, pentru că n-au păstrat cuvântul adevărului ăsta, Dumnezeu îngăduie o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Nu vorbim de prorocie, dar astea se întâmplă de multe ori când cere sfatul Domnului în căsătorie. Ca să creadă o minciună. Vă dau un exemplu biblic. Iosif are un vis. Soarele, luna, stelele, 10 se închinau înaintea lui. Era visul de la Domnul? Da. Mai visează un vis, l-a secerat. Snopul lui stă în picioare și ceilalți cad în fața lui. Era de la Domnul? Da. Și Iacob l-a crezut? Donați vin eu cu maică-tea și ce cu visurile astea? Deci, ce era de la Domnul, el nu a crezut. Trebuie să împlinească partea a doua. Domnul îngăduie o lucrare de rătăcire să creadă o minciună. Vin frață lui Iosif cu o haină muietă în sânge și îi spune lui Iacob, am găsit-o în pustie. Era drept? O crezut Iacob? Crezut. Eu mă duc înaintea Domnului cu o întrebare și Domnul spune, nu-i voia mea, dar mie îmi place. Și mă mai duc la alt proroc, e din partea mea. Care proroc e mincinos și care prorocie eu? Poate prorocii amândoi să fie autentici, buni. Domnul îngăduie o lucrare de rătăcire să creeze o minciună. Lui Balaam îi spune, să mă duc? Nu. Să mă duc? Nu. Să mă duc? Du-te. Păi Domnul mi-a spus să mă duc. Eu cunosc un tânăr care avea vreo 30 și ceva de ani, era deja disperat și voia să căsătorească, s-a împrietenit pe Facebook cu o fetișoară, s-a văzut, s-a cunoscut, amândoi erau din Suceava și-o dat seama că noi ne cunoaștem de mult, o pus înaintea Domnului, Domnul a spus nu, și-o pus înaintea Domnului când nu, și-o fost la un proroc și-i spune prorocul, dar era el cu ea, cu mama ei, cu mama lui, în familie. Și are o prorocie pentru un frate, spune tânărul, e ultima barieră care ți-o pun înainte. Dacă o forțezi, vei face ce vrei, dar nu vei fi binecuvântare. Păi și când se ridică mama mireasă, mireasă avea și eu 30 de ani. Frate, ce ți-o arăta Domnul? Cum ultima, dar ce are fata mea? Dar ce fata mea e așa? Prorocul, măi, băi, dați-mi pace, dați-mi pace. S-au căsătorit. În ziua de azi au divorțat. Nu a durat o lună și au divorțat. El e divorțat și ei divorțat. Când mergem pe baza călăuzirii Duhului Sfânt, trebuie să acceptăm sfatul lui Dumnezeu. Nu ne interesăm ca o curiozitate, oare Dumnezeu ce vrea, dar dacă nu-mi convine, nu fac. Și atunci, când în alegerea partenerului de viață, dorim o călăuzire de la Duhul Sfânt, smerenie, un cuget curat și dorim să se împlinim voia lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne, amin? Și acum am ales o căsătorie. O căsătorie din Genesa, capitolul 24, în care doi copii se căsătoresc, Rebeca și cu Isaac, el nu a model, numai ca să urmărim călăuzirea Duhului Sfânt aici. Și cât în 24 Genesa, am spus eu, este acolo un verset, parcă 48, îmi pare interesantă remarca făcută de Eleazar. Apoi am plecat capul, m-am aruncat cu fața la pământ înaintea Domnului și am binecuvântat pe Domnul Dumnezeu, stăpânului meu Avraam, căci m-a călăuzit pe calea cea dreaptă, ca să iau pe fata fratelui stăpânului meu pentru fiul lui. Deci Dumnezeu l-a călăuzit pe calea cea dreaptă. În apropierea băiatului de fată, există o cale dreaptă, în care Dumnezeu trebuie să ne călăuzească.
Dar sunt băieți, să citim în Proverbe, capitolul 14, scrie acolo un verset, versetul 2, spunea cuvântul Domnului așa: cine umblă cu neprihănire, se teme de Domnul, dar cine apucă pe căi strâmbe, îl nesocotește. În amintirea partenerului de viață există o cale dreaptă, în care merg unii spre ceilalți. Dar mai există și o cale strâmbă, când îl nesocotești pe Domnul. Și unii aleg calea strâmbă, nu calea dreaptă. Ba încă în Proverbii 28:18 spunea un cuvânt așa: cine umblă în neprihănire găsește mântuirea, dar cine umblă pe două căi strâmbe cade într-o groapă. Sunt băieți care umblă pe o cale dreaptă, sunt băieți care umblă pe o cale strâmbă și sunt băieți care umblă pe două căi strâmbe. Ăsta cade într-o groapă. Eu știu băieți care au promisiuni de căsătorie făcută și în Italia, și în România, și în Călăura. Și le fentează pe toate trei. Știu care au logodit cu una, o stricat și o luat-o pe alta, că avea alte obligații. Astea sunt căi strâmbe. Și cad într-o groapă. Dacă vă dau numai un exemplu de groapă, Proverbii 22:14. Un exemplu după. Cine umblă pe două căi strâmbe, cu promisiuni, cu minciuni, cu cadouri, cu așa, două căi strâmbe cade într-o groapă. Gura curvilor este o groapă adâncă. Pe cine vrea să-l pedepsească Domnul, acela cade în ea. Băieți care nu au mai putut de șmecheri, au umblat din fată în fată și iertați-vă că sunteți mari, au ajuns prin mâna unei curbe. Pentru că Domnul a vrut să-l pedepsească, că cine umblă pe o cale dreaptă, găsește neprihănirea. Cine umblă pe o cale strâmbă, îl nesocotește pe Domnul. Și apoi când umbli numai pe căi strâmbe, Domnul îngăduie să cazi într-o groapă. Și până la urmă toată viața ta n-ai decât remușcare și durere. Hai să vedem cum e sfatul Domnului în alegerea partenerului de viață. Că aceea călăuzire rămâne, da? Cum am spus eu. Călăuzire prin sfat. Sfatul e prin cuvânt. Scrie Pavel în Corinteni: nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cel necredincios. Că ce e legătură între lumină și întuneric, între Hristos și Belial, între templul lui Dumnezeu și idol? Deci o fată care cunoaște Biblia, un băiet care cunoaște Biblia, se lasă călăuzit prin sfat. Și spune: măi, eu nu pot să intru într-un jug cu cel necredincios. Ce înseamnă jug? Jugul are cel puțin trei însemnătăți. 1. Jug înseamnă muncă, că tu te pui cu în viața de căsnicie, e o muncă care trebuie să o faci. Avem noi o cântare: ia jugul lui Hristos pe umăr și trage lângă el, la rând, nu? Jugul înseamnă delimitare, când un animal era pus la jug, nu mai avea libertatea de mișcări, să zburde pe unde vrea el. Jugul e delimitare. Și jug înseamnă autoritate. Când spunea Domnul Iisus, Matei 11:28, luați jugul meu și învățați de la mine și veți găsi o odihnă. Jug înseamnă autoritate. Poporul român a fost sub jug turcesc, sub jug la tatari, sub jug la ruși. Jug înseamnă că altcineva are autoritate. Când Domnul vorbea în Matei, romanii erau autoritate peste Ierusalim. Acum eu îi spun la o fată: când te măriți, ei bărbatii asupra ta autoritate, dar nu vă înjugați la un jug cu cel necredincios. Că tu ai să vrei să vii la adunare și el nu vrea la adunare. Tu ai vrea să naști copii și el nu vrea copii. Tu ai vrea să fii decentă și el vrea să fie elegantă. Dar tu te-ai înjugat la un juc cu cel necredincios. Când ne sfătuiește Domnul în alegerea partenerului de viață, spune: citiți în Scriptură și citiți și versetul acesta. Eu am un băiat de-al soră, mi-a foarte bine învățat și era prieten cu o fată
nepocăită. Și eu îi spun, măi, așa ca tata lui Samson, dar nu sunt în Israel, fete aici. Eu spun, un cheșul, dacă știi ce fată e asta, e olimpică la română. Ce poezii face, dacă ai vedea-o. Și eu spun, băi, ce poezii o să-ți facă, e tătă viața, de n-ai să nu poți recita tu cât ai să trăiești. Domnul a îngăduit, ea până la urmă, găsit un băieț, s-a dus, ea băi a măritat, era fată de lume. Odată venim la o evanghelizare și am ajuns la 11:30, trecem în stația de autobuz care merge în sat și văd un băiat îmi face semn la o casă. Când mă uit eu, pocăiță. Pacea Domnului, îți fac frate Dragoș, de unde vii? De la evanghelizare. Unde ai fost? Ia spune eu, unde? Dar tu de unde vii? Tot la o evanghelizare. Și eu zic, dar unde a mai fost evanghelizare? Că nu știam. Că nu, eu am o prietenă nipocăită, am fost și am evanghelizat-o. Băi, băiete, stai liniștit, măi, nu te juca. La un juc m-a ascultat, îi căsătorit, îi în comitetul adunării, are familie bună, ca ce? Acum, eu nu spun că cineva nu poate să se pocăiască pentru un băiat sau pentru o fată. Deși nu ăsta ar trebui să fie motivul pocăinței, dar e o împrejurare care o folosește Dumnezeu. Și avem și astfel de cazuri. Dar eu spun la băieți, băi, întâi lasă să pocăiască, să vezi pocăință, să primească botezul, să mărturisească Domnul despre ea, botezându-l cu Duhul Sfânt, și atunci îmi dau seama că e pentru pocăință. Că dacă o iei numai așa, că vine în Iași, era fratele Costică Macoveciuc, păstor. Și el o da niște botezuri. Au avut 11 candidați. Și după botezuri au făcut cina. Și la cină au spus, fraților, fiecare să se cerceteze pe sine și așa să mănânce, nu? 1 Corinteni 11:28. Dar avea o hârtie albă în Biblie și le spune, asta nu-i pentru voi, la candidați. Voi sunteți cum e coala asta, voi acum așa și din apă. Și când trece cu trupul Domnului, unul din ei nu se ridică. Și spune, frate, dar nu e cina. Frate, nu-s vrednic. Și spune, mă, dar cum ai luat botezul? Frate, nu-s vrednic. Ei, ca să evite, așa au luat-o plecat, la urmă, măi, băiete, vine în coace. Bă, de ce n-ai luat cina? Frate, eu m-am prietenit, am o fată aici pocăită, ei au spus că nu discut cu mine dacă mă pocăiți. Ce trebuie să fac? Umblu leacă la adunare și iei botezul. Am umblat la adunare și am luat botezul. Când ai spus dumneitale fiecare să se cerceteze, eu m-am cercetat și am văzut că motivația mea nu e bună. Și mi-e rușine de mine și mă rog Domnul să mă ajute. Nu mai știu, nu mi-a povestit, frate, ce s-a întâmplat. Deci dacă ai o fată nipocăită, ai un băiat nipocăit, lasă-l întâi să pocăiască. Nu te spădi cu dânsul. Nu te certa cu dânsul, da? Dar lasă-l să pocăiască, să-l vezi că vine la adunare, că trăiești cu pocăința, că-i botezat, că-i botezat de Domnul cu Duhul Sfânt și atunci ai o încredere să te apropii de El. Că așa lupi în piele de oaie sunt mulți. Și vine și eu o fată bună de pe banca adunării și o nenorocește toată viața. Sau viceversa. De aceea eu spuneam, când vorbim la sfatul Domnului prin Scriptură, nu vă înjugați la un juc nepotrivit. Ce se întâmplă? Înjugarea asta cu cineva nepotrivit, în primul rând, produce confuzie. Umblând cu el rămâi confuz. Confuz în ascultare. O spus Domnul Adam, băi, de aici mâncați și de aici nu mâncați. Și lor le-a fost foarte clar. Până mai venit cineva și le-a spus, mâncați-vă de acolo. Și deja erau două porunci și au creat confuzie în mintea lui Eva. Confuzie în lucrarea profetică. Unul Ioan 4, copilașilor, nu dați crezare oricărui duh. Nu dă-te duhurile de la Domnul. Că dacă ar fi toți proroci veritabil, ce bine ar fi, nu? Dar uite că prorocește Ieremia și prorocește și Hanania. Prorocește Mica, dar prorocește și Zedechia. Vestește Evanghelia Pavel, dar strigă și ghicitoarea din filmul după dânsul lucruri bune. Și dacă nu ești atent, înjugarea asta cu cel nepotrivit aduce în mintea ta confuzie. Și asta e mare problemă.
Când tu spui, băi, mă duc la adunare, pute așa, el îți spune, lasă, băi, suntem acum în anul 2017, băi, lasă că asta. Când tu îi spui, el îți spune altele. Și tot insistând cu învățătura lui, în mintea ta se creează confuzie. Că ăsta e pericolul înjugării. În primul rând, compune confuzie și în închinare și în celelalte, da? În înțelegerea Scripturii. Că cumpărăm doi ucenici pe Emaus și atâta erau de confuz, că a venit un străin lângă dânsul, era Domnul, și a spus că bancă niște femei de-a noastră ne-au pus în uimire, că ar fi fost la mormânt, ar fi avut o vedenie de îngeri, le-au spus că Iisus, nu mai știe oameni. Și uita Domnul, zăbavniți cu mintea și nepricepuți, când e vorba să înțelege tot ce v-a spus Scripturile. Trăirea cu cineva nepotrivit produce confuzie. La Dumnezeu există principiul separării, mărimi fizice, apa de uscat, apele de sus, de apele de jos, lumina de întuneric, la Dumnezeu e foarte clar, are principiul separării, El le-a separat de la creație. Păcatul de neprihănire, Hristos de Belial, templul Dumnezeu, de idol. Diavolul este maestru în confuzie, în amestec. Și tot ce-a separat Dumnezeu, diavolul le amestecă înapoi. Asta e pericolul. În al doilea rând, există pericolul influențelor păcătoase. Dincolo de confuzie, trăiește o influență. Vă dau un exemplu. Era o onomastică și o fată a jucat tare frumos și tasul i-a spus, cere-mi ce vrei că-ți dau. Știți ce a cerut fata? Care știe din fete? O cerut capul lui Ioan Botezător. Auzi măi, o puștoaică dansează, are ocazia să ceară orice, dar cere capul unui sfânt. Îi sadică fata asta, îi făcea în plăcere să vadă capul lui sfânt plin de sânge, tot, cu ochii rânjiți, pus pe tavă, ia, asta-i trebuie la fată? De ce o cerut capul lui Ioan Botezătorul? Mamă s-a spus așa. Moise se suie pe munte, stă 40 de zile cu Dumnezeu și când coboară cu Iosua în vale, strigă-te, bucurie, chiu, dansuri, ce era? Un vițel de aur. Cine l-a făcut? Aron. La presiunea poporului, nu știm ce-i cu Moise, și poporul o influențat în rău pe Aron. Mama fetei o influențat-o în rău. În dimineața după înviere, Petru care a spus, Doamne, noi am lăsat tot și te-am urmat, povestea odată un frate, bă, nu a lăsat chiar tot. Că Domnul l-a prins. Când a trebuit să plădească Bir Cezarul, o să tu te aruncă mundița și ai să prinzi un pește, ai să găsești o rublă. Și Petru care spunea că o lăsat tot, avea el o undiță, s-a dus, s-a luat-o și a mai prins un pește. Dar Petru care o lăsat tot, o să mă duc să prind pește. Și alți cinci de ucenici mergem și noi cu tine. Înjugarea la un jug nepotrivit produce confuzie, produce influență păcătoasă și produce obligații păcătoase. Că dacă face o firmă, unul pocăit și unul nipocăit, ăla pocăit spune, eu nu spun minciuni, dar ăla îl obligă. Trebuie să spui așa ca să ne meargă firma. Când te măriți cu unul nepocăit, ai obligații de acum ce spune el. Arată istoria că Ioab, fiul Țerui, nu a distrus scrisoarea prin care era condamnat Urie Hetitul. O purta aici în mânică la veston, spune tradiția lor. Și când David se enerva, ăsta nu mai scotea colțul la scrisoare. Și l-a avut la mână și l-a șantajat toată viața. De acum avea obligație. Dacă s-a prins în clinciul ăsta, o trebuie să facă. Și vine Biblia și spune, prin sfat ne călăuzește Domnul. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cel necredincios. Doamne ajută-ne! Amin! Cât despre văduvă ne spune să se căsătorească cu cine vor, dar în Domnul. Astea au o consumat o căsătorie și de acum să fie în Domnul numai. Nu-i ca la ceilalți. Călăuzirea Domnului prin sfat. Dorința unei încuscriri bune. Vorbim acum de Avraam.
să nu iei o fată de aici, să iei o fată din poporul meu. Eu aș dori ca întotdeauna să vă uitați un pic, contează neamul care intrați. Există anumite moșteniri genetice și excepțiile nu le tratăm în seara asta. Eu am la mine în sat neamuri și eu știu după cum era tatăl și bunicul. Am neamuri de bețiv, care bunic s-au băut, tatăl s-au băut, el a fost tânăr, a plecat, a venit cu mașină, te gândeai că nu bea. O ajuns la 30 de ani, la 40 de ani, a început să bea. Cred că au ori un duh, e blestemat neamul ăsta, ori o moștenire genetică, eu nu pot explica, care dă dependență și tot neamul lor de bețiv. Acum când un om se pocăiește și vine la Domnul, Domnul scapă de sub blestemul ăsta. Dar sunt oameni neamuri răi de gură, care tăi se ceartă și băgevuresc. Și în Ezechiel 6 spune, cum e mama, așa e și fata. Mă uitați-vă în ce neamuri. Avram a spus, eu vreau un cuscrini bună, măi. Eu vreau să știu cine e tata fetei, cine e mama fetei, ce familie. Recent am judecat cazul unei familii în care ea a fost lăsată de bărbat și s-a recăsătorit. Dar pentru mine a fost curios că toate fetele din casa aceea sunt divorțate. Toate fetele din casa aceea, la care tatăl era conducător de adunare mulți ani, niciuna nu a rezistat în familie. Și ăsta spune, băi, dați-mă afară, condamnați-mă, am lăsat-o, m-am abandonat-o, nu o să mai poate trăi cu asta. Și l-am dat afară, l-am expus, nu la noi adunare, undeva alături de noi. Dar eu am pus, băi, oameni buni, dar de ce toate surorile ei o divorțat? Că una din surorile ei era prieten de familie cu un cumnat de-al meu. Se vizitau, serveau masa împreună, râdeau, glumeau, aveau o casă de pentru copii în străză, primea ajutoare de prin Olanda. Și după ce l-au vizitat pe cumnatul de 2-3 ori, eu îi spun, băi, cumnate, asta e mare curbă. Bă, nu te tente Dumnezeu, că știi cât bine face asta, că s-a sacrificat, aia e curbă. O lăsa bărbatul și o fugit cu altul, după câțiva ani de căsătorie. Și atunci a spus, băi, neam de oameni răi ăștia. Acum când ne pocăim, Domnul ne umple cu Duhul Sfânt, ne poate scăpa. Dar măcar aveți dorință de încuscrire bună. Că tatăl lui Samson a spus, băi băiete, nu sunt aici fete, la noi în Israel, te duci acolo. Biblia spune că nu știa că lucrul ăsta vine de la Domnul. Nu încuscrirea cu neamurile venea de la Domnul. Că era lege să nu te încuscrezi. Pricina de ceartă nu mai venea de la Domnul. Și aș dori ca Domnul să le dea precepere, amin? Când vorbeam toată de Samson, vorbeam de o supraveghere, că el a plecat un drum și tasul și măsul au plecat pe alt drum. Între vii a venit un leu, l-a spășuiat, mai târziu a găsit miere și nici tasul și măsa nu știa de unde e mierea. Eu am predicat la noi, măi fraților, au plecat băieții voștri prin Belgia, că erau la noi mulți în Belgia, și vă trimit miere acasă. Vedeți de unde e mierea asta? Să nu fie din hoție, să nu fie din șarlătănie. Vedeți de unde mâncați mierea asta. Și apropo de supravegherea asta, eu când eram tânăr, ne adunam în casă copiii la rugăciune, fete, băieți, că eram mai mari. Întotdeauna taic nu venea între noi. Mai dacă mă enerva un lucru, era prezența lui. El venea, nu făcea mari lucruri, îi mai punea așa o întrebare, sta între noi. Lasă-l un pic. Și el sta acolo. Acum înțeleg de ce stau. La noi a plecat odată un frate din România la 70 ceva de ani în America. Dar acolo se lucrează. Și gazdele i-a spus, frate Gheorghiță, avea o casă mare, un hol mare, un copac de ăsta, ca la seră mare, așa. Noi plecăm la lucru, mă tali mâniți de acolo, dormi acolo, de toaleta e acolo. Și îmi spunea odată mie, măi, eram în casa aceea, stam așa la umbră, sub copacelul acela, și a venit o fată de la casă, dar a venit cu un băiet. Și numai ce a intrat în casă și băietul voia să-i arate cât de tare o iubește. Și a avut de așa niște gesturi și când s-a întâmplat, l-a văzut pe moșul. Și a venit la el, fața Domnului, fața Domnului, dar fratele Gheorghiță îi spune, băi, am să vă spun o poveste.
La noi, în sat Bosanci, pe un deal mare, așa așezat. Este așa un drum lung care îi dădeau copiii cu sania într-o iarnă. Și treceau copiii cu sania, așa, acum unul mai nepriceput, nu știu cum o cărni sania, cu o dat un moșneac jos. O lovit un moșneac, s-o căzut pe spate și am băiatul s-a oprit, știi? Și a venit înainte la moșul, așa, dar moșul a scuturat căciula și a spus: măi, băiete, măi, te rog, iartă-mă, că dacă nu te încurcam, doar tu erai cine știi unde a ajuns. Și băietul nu știu, dar fata s-a prins. Vă că nu ajungeam nicăieri, frate Gheorghiță. Nu e când ne încurcam atare. Știi? Mai trebuie încurcați câteodată, mai trebuie spravecheați, mai stai lângă tânjă. Chiar dacă nu-i prea plăcut. Acum eu îl înțeleg pe tata, când am eu copii, vin la mine tineri și îmi spune tata, dar să nu vii între noi. De că am să vin un pic totuși, un pic am să vin. Că așa m-a supărat pe mine tata și am umblat bine până la urmă. Fraților, când vorbim de călăuzire prin sfat, cercetați Scriptura, fiți plini de Duhul Sfânt, ascultați de glasul profetic și aveți o dorință de o încuscrire bună. Călăuzirea Duhului Sfânt prin înger, dacă vreți, prin implicarea lui Dumnezeu. Robul a făcut o rugăciune și Dumnezeu a ascultat. Și încă un lucru de ținut cont. Isaac a luat pe Rebeca și a iubit pe Rebeca. În căsătorie neapărat trebuință de dragoste firească. În 2 Timotei capitolul 3, de la versetul 1 începând, spune: să știi că în zilele de unul vor fi oameni vremuri grele, că oamenii vor fi iubitori de sine, așa, 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 fără dragoste firească. În 1 Corinteni 15 cu 4 și 6 spune: întâi vine cei firesc, după aia cei duhovnicesc. În căsătorie trebuie să fie dragoste firească. Vine o altă fată la mine, spune: frate Dragoș, am avut o lucrare că trebuie să mă mărit cu... Eu văd, dar ție îți place de el? Nu îmi place deloc, nu pot suporta. Ce să fac? Eu mă tem de Dumnezeu. De măi, fată, mai așteptăm și se pot întâmpla două lucruri. Unu, se pot schimba sentimentele tale sau poate ca lucrarea să vadă că nu-i de la Domnul. Într-o conferință de tineri, un băiat mai îndrăznesc m-a întrebat: frate Dragoș, cât îi permis, cât îi recomandat să vorbească un băiat cu o fată înainte de căsătorie? Și eu încerc să le explic, dar el zice: nu, frate, cât ai vorbit dumitale cu soția dumitale înainte de a căsători? Și el a spus: măi, eu am vorbit 15 ani. Și el a făcut ochii mari, cum așa? De la 5 ani până la 20 am vorbit cu el. Până dacă suntem în adunare și vecini și prieteni, ia de-o seamă cu sori mea, eu de la 5 ani o cunosc. O zic: nu, frate, cât ați fost prieteni? Tot timpul am fost prieteni. După ce ne-am căsătorit, mai dușmănim, dar cât am fost necăsătoriți, am fost numai prieteni. Ea era prietenă bună cu sora mea, de o seamă, cântăreță, cântau pe banca la cor amândouă. Și eu eram băiat pocăit, predicam Evanghelia, dar tot mă mai ducem în vizite prin sat oceala, prin sat oceala. M-am dus la una să mă învețe să cânt la acordeon, îmi plăcea cum mă învață. Mă duc la una că să facem un poem. Niciodată n-am văzut-o pe ea. Până când a făcut așa, acum, nu știu, clicul ăla. Deodată mă uitam la ea, bă, ce fată bună e asta. Și eu bat coclarurile de text. Și era toamna. Și am condus-o acasă și am spus că mi-e drag și vreau să fac nuntă. Dar vreau să fac nuntă acum, era noiembrie. Și i-am spus: băi băiete, du-te acasă, eu nu fac nuntă, nu iară. Du-te că în primăvară, gata, facem nuntă. Dar eu duc noiembrie, decembrie, ianuarie, număram lunile, mai ceva ca în armată. Măi băiete, du-te că în primăvară facem nuntă și am făcut. Eu la fata aceea care mi-a spus că are prorocie, dar nu-i place deloc, i-a spus: mă, nu disprețuim prorocia. S-a putea Domnul să facă un clic în inima ta și dintr-o dată trebuie să-l vezi. Că fetele și băiețe, când vorbeam de rolul credinței în viața de familie, trebuie să vezi în partener ceva prin credință. De Moise se spune acolo în Evrei 11 că a văzut prin credință că era frumos. Un copilaj de 200 de mâini frumos, dar era. Dar spune că a văzut că e frumos. O văzut prin credință.
Și prin credință trebuie să vedem și noi. Uitați-vă, dau un exemplu. Vine David la Abigail și îi spune, vrei să fii nevasta mea? Abigail era o femeie foarte bogată. Tot munte și turme avea Abigail, era o văduvă de râvnit. Foarte frumoasă și foarte înțeleaptă. David era un flământ, avea niște oameni, fugea prin pustie de Saul, un coate goale era David, asta era. Cerea mâncare, că doar la Nabal, după mâncare se pus idei pâine. Dar Abigail știa niște făgăduințe despre David. Și Abigail l-a văzut pe David rege, l-a văzut pe tron, nu l-a văzut colbăit cu gând și flământ. Ea o privit la David prin credință. Știți că noi putem de la Domnul să primim o astfel de credință? La noi a fost o căsătorie în sat, o fată mă frumușică, și îi steață așa, din tot punct de vedere, plăcută. S-a căsătorit cu un băiat înalt, cu coșul, tot. Și o leacă mi se pără un mic, e clăpăruc. Și eu am fost la înăuntru, dar ce să-i spun la fată? Îi spun la nevastă, băi, ăsta nu era de nasul ei. Nevastă, ești cu mir că s-a dus după dânsă. Dar s-a dus, am dat plicul și am plecat de acasă. Nu? Plicul am dat. Trec ani de zile. S-au stabilit în diaspora. Băiatul ăsta, la cât era de înalt, a pus carne pe el. Coșul i-a dispărut, e un bărbat așa înalt, frumos, e patron, are câteva locuințe care îi închiriază mii de euro, ea este o doamnă elegantă, ce jeep conduce. Și ne-am întâlnit iar la nuntă. E acum cu familie, cu copii, după ani de zile, știi? Și eu zic, bă, uite ce s-a făcut din băiatul ăsta, mă, știi? Uite ce s-a ales din el. Nevastă mi-a spune cu niște urechini, parcă nu s-a așa de mare. Mi-a spus, băi, numai că omul când slăbește, slăbește, ha, la burt, urechini, nici nu se îngrașă, nici nu slăbesc. De el a pus carne, că dânsul s-a împlinit, urechini erau normale. Ei, fata asta a văzut prin credință. Când există călăuzire de la Duhul Sfânt, trebuie să existe dragoste firească, bei apă din pahar cu el, te culci cu el, te săruți cu el, îl îngrijești când e bolnav, îi tai unghiile dacă ți-i drag, dar trebuie să-ți fii drag. Dacă nu-i dragoste firească, nu forța lucrurile, numai că are mașină, că-i de neam bun, că ori îți dă Domnul o călăuzire prin credință ți arată, dar amândouă trebuie să fie. Dragostea firească și credința aceea călăuzirea de la Duhul Sfânt. Da. Să ne-o dea Domnul. Amin. Și vine Biblia, spune că Dumnezeu s-a implicat în căsătoria asta, Isaac a luat pe Rebeca și a iubit-o pe Rebeca. Că trebuie iubire în viața de familie. Vă rog să ne ocupați lucrurile, nu mai citesc pasajul, am convenit cu fratele Simie să nu mai vorbesc de tăria. Slava tinerilor este tăria. Mă gândeam să vorbesc din cuvântul spus de Ioan, vă scriu tinerilor pentru că sunteți tari, pentru că cuvântul lui Dumnezeu a rămas în voi și ați biruit pe cel rău. Dar nu vom avea timp să tratăm subiectul tot și mă tem că n-am să fiu înțeles. Am ales un pasaj scurt din care am mai vorbit și altă dată cu tinerii, un păcat care s-a întâmplat în casa lui David. Și întâmplarea îi din 2 Samuel, capitolul 13, dacă ați putea afișa măcar titlul, Amnon curvește cu sora sa. Câteva referiri scurte la pasaj și încheiem că e ora 9 și mâine, dacă mă ajută Domnul, mă duc acasă, asta în cameră la hotel. Și-i spun la nevastă, băi, femeie, mă uit pe geam, uite, doi stau acolo la un geam, un bărbat și o femeie, zic. Doi ies din magazin cu coș, un bărbat și o femeie. Uite, doi sui în mașină, tăți sunt perechi, numai eu sunt. Și ea spune, da, vine acasă, le cai perechi acasă, ce stai în Germania? Și abia aștept să mă duc și eu acasă. Aici e descris întâmplarea când Amnon, fiul lui David, cel mai mare fiu al lui David, care a pierdut tronul, că altădată am vorbit un alt subiect
de Esau care și-a vândut dreptul de întâi născut. Băieți din adunare, fete din adunare, care își vând pe un borș de linte, pe o stratură de borș, își vând onoarea lor. Nu predic de acolo, dar cel mai mare fiu era moștenitorul, David era Amnon. Nu mai ajuns împărat, l-a omorât oamenii lui Absalom. Știți ce se întâmplă? Vine Biblia și spune că era în casa împăratului. Atenție! Diavolul nu se putește nicio casă, nicio familie. Nu a spus, ăsta-i casa lui David, ăsta-i proroc, ăsta-i împărat, ăsta-i păstor, nu mă iau de băieții lui, ăsta-i în comitet, n-am treabă, nu. Diavolul atacă toate familiile și toți tinerii. O problemă. Amnon se îndrăgostește de sora sa. Și spune Biblia că a rămas chinuit, s-a îmbolnăvit. Eu am vrut să vă spun că nu era o dragoste, am numit-o eu doar o obsesie fizică. O plăcut-o când o văzut-o și a vrut să se culce cu ea. Dragostea adevărată nu-l face pe partener să sufere, nu-l înjosește niciodată. La ei nu era dragoste, era doar o obsesie fizică. Fata asta era foarte frumoasă. Și aici eu aș vrea să vă spun că atunci când ni se întâmplă lucrurile astea, eu am aici o avertizare mult special pentru fete. Atenție la metodele prin care cuceriți băieții. Sunt foarte multe fete care sunt frumoase, mă, că sunt tineri, au un corp frumos, așa, și el îl pun în evidență ca să fie cât mai plăcute, cât mai sexy, cât mai atrăgătoare. De-aia vin îmbrăcate la adunare, ori dezgolite, vezi, cu fără mâini, decoltate, cu picioarele goale. Știi? Eu odată eram într-o adunare și ne-o lua să mâncăm cineva, o adunare foarte modernă. Și surorile s-au schimbat, de cât tot erau minejucul. Și o spune, frate Dragoș, ai ceva potriva minejucul? Că mă uitam urât așa la el. Și eu zic, da, nimic, și doar scrie în Biblie împotriva lui. Și eu spun, unde scrie? Și eu zic, în Ieremia, de că nu m-am gândit, dar hai să spun asta. În Ieremia, parcă 2:24, nu? Sau când scrie acolo, da. Măgăriță sălbatică, deprinsă cu pustia, care gâfâie în aprinderea poftelor ei. Toți care o caută nu-i nevoie să o stănească, o găsesc în vremea ei. Nu-ți lăsa picioarele goale, nu-ți usca gâtlejul de sete. Dar tu zici, degeaba, eu iubesc Dumnezeii străini și vreau să merg după ei. Și zic, măi, fetelor, erau măritate cu bărbață. La una era director general sindic, la unul era președinte de partid, la una bărbatul era primar, era o ceată selectă. Zic, măi, eu când văd o femeie în minejuc, scrie Biblia, nu-ți lăsa picioarele goale. E ca o măgăriță care gâfâie în aprinderea poftelor. Spune, dar de unde mi-ai scos nu știu versetul ăsta? De Scriptură, de-o-i scris de Duhul Sfânt acolo, știi? Ei, unele fete cuceresc băieți cu formele lor frumoase. Dar ele cuceresc băieți bolnavi. Că unii sunt bolnavi, băieți de frumusețe. Băi, ce corp are, băi, ce cât e de frumoasă, cât e de elegantă. Și fata asta cucerește prin frumusețea ei un băiat bolnav. Și se întâmplă că se mărită, pune mâna pe el, la câteva luni rămâne gravidă. Și când rămâne gravidă, face o burtă mare și face piete pe față și nu poate mânca, îi se face rău și fata nu-i mai frumoasă. Eu o pierdut ceva din frumusețea aceea care o a avut-o. Spuneam eu că se transformă. E frumoasă ca o gravidă, dar nu e frumoasă ca... Dar băietul nu a pierdut boala. El tot boală de fete frumoasă are. Și când o vede pe nevasta cu burtă mare că nu poate merge, el se uită după alta frumoasă. Că el nu-i vindecat. Și voi, armele cu care i-ați cucerit pe băieți, cu acele arme și pierdeți, că știți? L-ați câștigat, că a venit și v-ați arătat,
Și când nu mai sunteți așa, îi se uită după altele, că vin altele așa, cum a spus voi. N-ar fi bine să cuceriți un băiat prin lucruri de valoare? Să cuceriți un băiat pocăit, plin de Duhul Sfânt, serios, care ori ești gras, ori ești slab, ești tot nevasta lui și care te iubește până la bătrâneți așa cum ești tu? Dar trebuie să vezi valoarea, trebuie să vezi morala, moralul omului aceluia. Nu să vezi numai dorința asta de frumos, trupesc. Ei bine, Amnoniu cred că a avut doar obsesie fizică. Și explicația o am ajuns. De ce l-a văzut-o și a vrut să se culce cu ea? Era chinuit. Și s-a găsit un sfătuitor și ret. Și Biblia vine spune că a găsit pe Ionadab, nu, pe Ionadab, da, fiul lui Shamia. Ionadab era un om foarte șiret. În Scriptură de trei ori apare cuvântul șiret. O dată aici și o dată în Geneza. Diavolul era mai șiret și mai apare încă o dată. E o caracteristică a diavolului șiretenia asta. Măi, dacă tot vrei să te însori și dacă vrei să te măriți și îți place de un băiat, de o fată, atenție la sfătuitori. Cu cine te consulți? Nu te duci la un expert, nu comunica pe internet ce părere aveți. Du-te întâi vorbește cu mama, că mama o să-ți vrei binele tău, să știi. Du-te vorbește cu tata, du-te vorbește cu un păstor, du-te vorbește cu un om al lui Dumnezeu. Băi, frate, aș vrea să mă mărit, du-te, amani, ăștia, băiatul, ce spuneți? Atenție la sfătuitori, foarte important și la voi același lucru. Eu când am stat de vorbă cu evreii, la ei sunt căsătoriile fele aranjate, încă sunt câte. Ăștia ultra-religioși. Vă dau numai un amănunt. În ziua anunții, seara, s-o apă la ștundi zero mireasa. Nora. Eu eram copiii care mergeau la școală și când s-o plecat în Londra, eram ca să calță papucul, eu căzut peruca de jos, din cap. Eu rămas chiar. Ca un semn de supunere, de stăpânire, că soacra și bărbatul și tăți stăpâni la fata aceea în casă. Și eu vorbeam cu un băiat și am spus, măi, dar ce îți place, îi cea mai bună? Și el a spus, dar mama mea vrea rău. Cine vrea binele mai mare, mai tare ca mama mea? Acum nu sunt de acord cu asta el, cu practicile lor, dar un sfat bun. Cere de la un om al Dumnezeu. Atenție cu cine te sfătuiești. Nu cu cel mai șăret, cu cel mai șmecher. Că o să-ți dai un sfat șmecher și o să suferi toată viața. Deci vorbeam că nu era dragoste, era o obsesie fizică. Vorbeam că s-a sfătuit cu un om care nu era cel mai recomandat. Aș vrea să vorbesc de inconstanță sau nestabilitate sentimentală. Știți cum e reprezentarea curentului alternativ? Sinusoida, când e plus, când e minus. Nu că la curentul continuu. Așa sunt unii băieți cu sentimentele lor. Când plus, când minus. Am dovedit Scripturii. Omul ăsta a iubit-o pe Tamar că s-a îmbolnăvit. Eu m-am căsătorit din dragoste și acum o iubesc pe nevastă mea, dar încă n-am stat lat în pat, fac febră 40, să vii să mă întrebi ce ai, iubesc. Omul ăsta o căzut la pat, domne. Vi se pare normal un băiat care are sentimente frumoase pentru o fată să-i pui termometru și să îi dai pastile că s-a îndrăgostit? Ei, și dacă l-ar fi ținut așa, dar vine vremea când se culcă cu ea și Biblia spune că Amnon a urât-o mai tare decât o iubit-o. Ce cu omul ăsta? Eu spuneam la niște fete, frate, dar am un prieten, și la două noapte îmi trimite mesaje. Atâta ține la mine, zic, mai acum e bun. Dar ia gândește când a să certe cu tine și la două noapte să te băgipurească. Că doar dacă nu-i cu minte, cu un om normal, un băiat cu minte, care are școală și lucru, nu trimite mesaje la două noapte, nu? Dar el are probleme cu tetul. Și îi trimite mesaje la ora două noaptea, te sfădești cu dânsul, stătă noaptea, scrie mesaje, te băgipurește. Inconstanță sentimentală, nestatornicie sentimentală. Atenție, fetelor, nu te bucura că moare pentru mine. Moare amul, dar mâine moare că e împotriva ta. Să fii un om liniștit, un om calm, un om pocăit, un băiat slujitor. Dă-i Domnul să fie așa, amin? Când vorbim de cazul ăsta,
aș vrea să mai spun că fata asta până la urmă a spus, măi, nu fă așa, vorbește cu tatăl meu, el nu va fi împotrivă, că nu se face așa ceva în Israel. Măi, când vă căsătoriți, căsătoriți-vă ca la pocăiți. Făceți așa cum se face în Israel, nu la Hollywood, da? Nu cum fac actorii și sportivi și vagabonții din lumea asta. Gândește cum se face în adunare, cum se face în pocăință. Fata, i-a dat un sfat bun, măi, nu-și bate joc de mine. Du-te la tatăl meu, eu mă mărit cu tine, dar facem ca în Israel. Că ce vrei tu să faci, nu se face în Israel. Omul ăsta nu a ascultat. Ultimul gând, o avertizare pentru surori. Eu, pe fata asta, ea e victimă, e victimă. Eu acuz și pe ea un pic de imprudență. Pentru că ea l-a rugat pe David, Amnon l-a rugat pe David, a spus, du-te la frate și fă-i o turtă acolo. Și dacă vom citi pasajul, spune că el a scos pe toată lumea afară și frământ. Asta a frământat, era gospodină, n-am mai vorbit de Rebeca, condițiile, trăirea ei, curățenii, că n-am mai vorbit. Asta frământă și la urmă scoate toată lumea afară. De-aia spune, dar mă duc cu două fete și frământ. Ce? Eu frământ, ele stau de vorbă cu mine. Chiar te duci în casă la un băieț singur, fără să fie nimeni acolo. Când eu adus turta, nu acolo, nu, vin aici, în fundul dormitorului, adă-mi-o aici și îmi cui ușa. Bă, dar ăsta ce boală are când cui și ușa? Deci chiar nu te gândești deloc? Eu am acuzat-o atât, ea e victimă, predic după cum e scris, dar din prudență n-am putut să o iert. Când eram eu tânăr, eram necăsătorit, în Suceava a avut loc o mormântare, în care au participat mii de oameni. Un cor mergea în fruntea coloanei și un cor mergea în spatele coloanei. Circulația oprită de-a lungul Sucevii, o fată tânără, îmbrăcată, mireasă, pusă în sicriu. De fapt, ce s-a întâmplat? Ea venea de la lucru și a ieșit la o casă. La cineva s-o ducă nițăcar. Era fata lui Lăsăudeanu, care știe pe acolo. Și când a ajuns acasă, lăsați-mă, că ăla i-a pus mâna pe genunchi, ce a făcut, că așa, lăsați-mă aici. Ci că întâi te duc până la adâncata în pădure, după aia te aduc înapoi. Și fata te rog frumos, disperată, ai gura mică, gata. Și fata a deschis mâna și a sărit și a murit. A murit acolo, s-a dat viața, a murit, frață îmbrăcat-o, mireasă, lăudat-o, dar cineva spunea, măi, să uită la prima mașină care vine. Nu-l vezi, nu-l vezi, un vagabon la volan, te duci că vreau că mă duc 2 km. Dar un pic de conștiință nu ai. Eu am fată de 18 ani și spune, tata, mă lăs mă la rugăciune. Băi, cu cine te duci? Vine cu mașina după mine. Cine vine, cine la volan? O veni băieți care n-am lăsat. Nu, cu ăsta nu te duce. Frate Dragoș, nu, du-te băieți acasă. Mâna tare, avea 3-4 accidente, nu că s-ar fi luat de fata mea. Dar avem o 3-4 accidente în jumătate de an făcut, numai carnetul stă mai mult la poliție decât la el în portofel. Și atunci spune, stai, dar ce fata mea, ce, un pic, chiar așa de inconștient să fiu, un pic de prudență, măi, fetelor. Când mă cheamă cineva, să mă, îmi dă telefon să mă duc, stai, unde mă duc? Hai, mai e o fată cu mine, mai e o prietenă, lui n-ai să-i convine că veniți trei. Lui n-o să-i convine, dar ție o să-ți prindă bine, dacă ești fată cinstită. Și dorești în privința asta. Călăuzirea Duhului Sfânt și aici ne învață să ne ferim de primejde, să dăm dovadă de mare prudență în relația noastră cu semenii și cu Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute. Amin. Amin.